Salutare tuturor mei și bine v-am găsit la un episod din figurile geometrice SMP. Pentru voi, acesta este primul episod, deoarece eu când am vrut să bag primul episod ăla care m-a introdus ai pătrățel și toate alea, nu mi se băga videoclipul pe YouTube, eu i-am dat cancel să-i mai dau o dată upload și ghiciți ce? Direct a dispărut videoclipul din PC, știți? Și am trebuie să nu, nu mă atacă, nu mă ataca. Așa, să vezi, filmez episodul din nou, dar episodul, mă rog, dacă vreți să vedeți prezentarea și tot ce s-a întâmplat când eu am intrat, intrați pe canalul lui Ipătrățel din descriere și aflați acolo tot. Deci nu mai trebuie să vă explic eu. Ok, eu deja mai mi-am dat colegii sau mai bine zis colegii care vor fi de SMP. Primul sezon va ține o lună, nu, 4 luni, ce o lună, deci primul sezon va ține 4 luni, după aceea vom începe sezonul 2, sezonul 3, tot așa, așa am înțeles eu, cel puțin. Am mai pot înțeleg și greșit, nu vă așteptați la orice, ok? O glumeam. Și, fiind Gigi Ten, ba nu i-am dat Gigi Ten, că eram de mai înainte, eram low. Ok, nu știu, n-am făcut cea mai bună alegere să-mi fac casa aici, deoarece nu sunt lângă nimeni. Dar am să fac eu un gest frumos sau urât. O să mă duc să iau niște lemn. Mă duc, fac un... Uite acolo lemn. Fac un saign. Și mă duc să iau niște mâncare de la... Că e aici o casă. Numai că nu știu a cui e casa, deci nu vreau să fiu nesimțit. Și să fur, iau niște mâncare și scriu pe un saign că eu i-am luat mâncare și scriu numele. Ca să nu fiu nesimțit să fur. Că asta dacă nu îi spun nimica, deja e furat. Și îi dau mâncarea înapoi când am eu... Când fac rost de mâncare. Nu, stai că e pe hard serverul dat și nu pot să mă opresc să fac. Așa, am făcut și o realizare. Pac, opa, pac, pac, pac. Și acum mai să facem un sign. Hai să spargem și asta. Și hai să mergem la tipul ăla. Nu știu unde e casa lui exact. Că e... No, a, uitați acolo, ala e casa lui. Aici, stați așa să mâncăm repede și ia, nu știu dacă are mâncare sau nu, dar dacă are, mă duc și îmi pun un sac acolo și iau vreo 5-6 carne sau, dacă are ceva oricum. Ia. Sau să mă adăposesc un pic. Are un morcov și 36 de rat, n-am nevoie de nimic de aici. Trebuie să mă culc acum dacă tot stă aici. Ok. Și nu știu ce avea netoase, iar acum văd, am încercat eu să fac un videoclip de test la Pladez. Am filmat destul de mult, am filmat vreo jumătate de oră ce e drept episodul ăla de test, adică l-am lăsat pur și simplu în Minecraft să filmeze. Și o merg, deci l-a băgat pe YouTube în vreo 10 minute, ceea ce foarte bine. Deci nu știu, videoclipul de seară a avut doar... fuck, a explodat. Las că reparăm noi. Avem dirt aici, perfect. Oricum, seria asta e super, 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 super tare, eu vă recomand, dar trebuie să aveți peste 500 de abonați și aici oricum vă asta nu o să fie gen să fie casa voastră distrusă de cineva, deci filmați în liniște, stați voi chill, oameni serioși, youtuber serioși, din câte am văzut eu, pentru că n-am, mi-a dat ai pătrățel descrierea și m-am uitat și eu pe canalul fiecăruia ca orice om normal, nu? Adică da, să verific și eu cu ce oameni... Sunt în SMP. Era să zic cu ce oameni mi-au trag, mai că sunt toți băieți, știi, și nu sunt gay, mă rog, ziceam și eu, așa, deci, da, sunt oameni de treabă, aparent, nu știu, acum, eu am văzut așa, serioși, unii au vârstă și mai mare, dar nu i-am văzut în real, adică n-am jucat niciodată cu ei, n-am văzut cu mâns, am văzut doar așa videoclipurile, am uitat 2-3 minute la un videoclip de la fiecare, știți, aparent, sunt oameni serioși în SMP și oricum, ar trebui să promovăm cât mai mult această serie, să intre cât mai mult lume, ne distrăm cât mai mult. Chestii. Gagicuțe. Glumeam, bă, ce aveți? Cum adică gagicuțe? Păi voi sunteți pentru vârstă de gagicuțe, bă? Ce vorbesc eu, în puii mei. Ai de capul meu. Ok, hai să strângem un stack. Dar trebuie lemn de ăsta, neapărat. Stai că am puține PPS-uri. A, mi se blochează. Adică am eu 300, dar mi se blochează din când în când, nu știu de ce. Mă rog, și e fain. Deci în sfârșit am putut și o să intru în altă serie SMP, visul vostru, mă, că mă obligați și pe Skype și în comentarii, bă, Raul, știi vreo serie SMP în care să intri, că ne plictisim de videoclipurile cu survival normal, vrem și noi SMP colaborări, ceva așa, uite că am intrat în cubulețe, na, figurile geometrice, mă, nu cubulețe, ce am eu, figurile geometrice. Uite aici un porc. Da, oaia pe 1 8 de carne, parcă, nu? E, da pe dracu cu carne.
Nu mai știu pe ce vrei să ne dau aia carne. Oh, am 11 bucăți de carne și eu nici măcar nu am... Deci aveam 11 bucăți de carne și eu credeam că n-am mâncare la mine și că mor de foame. Voi vă gândiți, mă? Voi vă gândiți ce om sunt? Ce fel de om pot să fiu? Adică aveam nu știu câtă mâncare, frate, la mine și eu ziceam, băi, nu mai am mâncare. Mă rog, hai să facem. Deci, oricum am zis, deci introducerea mea, NSMP, adică când am intrat, aveți pe canalul lui Pătrățel, intrați frumos în descriere, Pătrățel, click, subscribe și vă uitați. Ok. Pe aici pe undeva? Păi eu nu văd nimic ca pe aici. Vreau neapărat piatra, hai că mineți aici, fac cu mine. Eu minesc cu mâna, sunt inteligent, wow. Wow! Ok. Hai să vedem. Au niște piatră, random. Ok. Hai să vedem acum. Uitați acolo e casa noastră, frumos, frumos. Bă, sper că microfonul da destul de tare, pentru că ultima dată când am filmat am avut probleme cu el la videoclipul la care v-am zis că n-am putut să-l bag și se auzea foarte, foarte, foarte încet, se auzea știi, se auzea foarte tare, foarte încet, lol, pardon, se auzea foarte, foarte încet, știți, și nu mi-a plăcut cum s-a auzit. Bă, n-avem decât să continuăm lemnul, casa cu lemn de asta. Pentru că pur și simplu nu mai avem altceva, alt specimen de lemn. Oricum, de data aceasta vreau să mă asigur că mai am filmarea în PC înainte să o bag pe YouTube. Și dacă nu am în PC, alt program de filmat direct, nu știu, nu mai vreau să întâmple chestii de astea să rămân fără filmare în PC. Ok. Pentru că n-am. Și oricum e fain, acum am intrat în vacanța mare, am timp să colaborez cu toți din seria asta. Filmăm toți, preună, chestii, terestii. Mergem la o bere. La bar, ceva. Băi, cine ba, mă? Oricum o să mai fie proiecte multe. Nu, dacă n-aveți 500 de abonați, stați voi cel că o să mai intrați în proiecte. Și dacă n-aveți 500 de abonați, donați-l lui Ipătrățel. Fără comisioane și fără TVA-uri. Ce? Naiba, tot vorbesc aici, mă, cu comisioane, cu chestii trestii și... Ok, mă rog, hai să vedem. Hai că așa iese bine casa. Nu, am picat, fac. Și am acum arc înapoi. Hai să mă duc prin casă, construiesc prin casă. Vă dați seama, mă, ce inteligent o să... Uite. Facem... Hai, te facem așa. Să se camufleze cu nisipă. Perfect. Uai, bă, eu nu mai mi-ajung 23 de lemne pentru toată chestia asta aici. Sau mi-ajung la fix, chiar abar n-am. Nu, dar frate, nu pot să nu sar. Cred că am făcut totuși prea înaltă casa. Pentru o casă așa de mică e prea înaltă, bă. Hoba, 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 hoba. Hai. Oh, mamă, la fix ești nebun, la cap. Am 31 de torțe și o vreau să fac torțe, really? Really? Ok, avem 4 lemne, dar n-avem uși, perfect. Bă, eu zic că arată destul de frumos casa. Hai să ne uităm pe casă să nu fie ceva un model greșit. Să nu ne facem de râs cu ea. Deci totul e bine pe margine, pum 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 pum. Da, tot e perfect, aparent, nu știu, zic și eu. Și special de 3500 de abonați, nu o să mai fac turul camerei, pentru că deja prea multe tururi de prea multe tururi de camere. Zic și eu, e prea mult, frate, pentru acest canal. O să facem Raul se uită la videoclipurile lui vechi, pentru că am stat azi noapte, pentru că n-am avut somn. Și ai zis, băi, să intru pe tel pe canalul meu, să mă mai și la videoclipurile mele vechi. Fai, frate, ce voce aveam, ce calculator aveam. Băi, ești nebun? Deci mergea, uite așa mergea, fiți atenți, așa mergea Minecraft-ul pe PC-ul vechi, stai așa, nu? Uite așa, așa mergea Minecraft-ul pe PC-ul vechi, așa jucam. Salutare toată lumea, eu sunt Raul și bine v-am găsit la un episod, frate, așa jucam Minecraft, să mor eu.
Nu-i bine, frate. Trebuie neapărat să vă arăt videoclipurile alea. Bine. Și aveam atâtea FPS-uri, adică mergea așa pe un limited, nu mergea așa. Mergea pe un limited, tată. Și aveam atâtea FPS-uri. Ma ce? Nu mai stai în 10 FPS-uri. 300, tată. De serios, acum că era bar n-am ce se întâmplase atunci. Oh my fucking god. Și aveam, știu, PC-ul meu vechi, care m-a condus până aici, era un Pentium 4 de 1 giga de RAM, frate, și 3 giga, nu, ce 3 GHz, nu ești nebun eu, 1 giga, 5 GHz, 1,5 GHz, frate. Calculatorul care m-a făcut din femeie bărbat. Ce tot vorbesc, mă, ești nebun? Calculatorul care m-a făcut din femeie bărbat, doamne. Calculatorul care m-a condus pe drumul ăsta, frate, deci voi vă gândiți la ce am făcut eu cu un Pentium, mă, cu un Pentium 4 de 1,5 GHz și 1 giga de RAM. Wow, mamă, frate. Dar serios, aveam 10 FPS-uri, 20 FPS-uri în el. Deși ar fi trebuit să am mai multe, pentru că și acum totuși, Minecraft, e Minecraft, nu? Deci nu jucam alte jocuri, că dacă băgai GTA 15 pe un PC de atunci, lua foc, dracu, nu știu pe ce. Ok, hai să mă... Nu știu, pe OBS, mi se mai întâmplă să mi se blocheze filmarea și de-aia dau eu... Nu știu dacă dau, F3-a pur și simplu se deblochează. De-aia, uite, eu acum am pe al doilea monitor, nu știu ce să zic, eu sunt în full screen cu Minecraft, deci nu știu ce să zic dacă se blochează sau nu, că mai se poate să fie și de la... ăsta și de la... Și că sunt pe full screen cu ăsta. Boss, mă duc să-i împrumut niște aer la ăla, cât mai îmi trebuie? Mai îmi trebuie încă 5 cu 4, 9 aer. Bă, mă duc să-i împrumut aer și îi las niște lemn, în schimb, sau ce să-i las? Niște semințe, că semințe practic sunt de mâncare, deci tot îl ajută și eu 9 aer, să mă fac full iron. A, nu, 11 aer, trebuie să fac și sabie de aer. Fac, că să-i împrumut ceva, dar n-am ce să fac. Îl dau înapoi după aia. Da, îi las niște torțe. Vezi că am luat 11 iron. Raulino Piccolino. Stai, ce vreau să-i zic? A, aici ți-am dat ceva. Ceva. Așa. Și aici o să iau foc încet, deci o să iau 11 iron, după cum i-am zis. 11. Și am niște lemn și facem un chest. Și îi dau câteva lucruri pe aici. I-am mai lăsat și din, mă rog. Așa, deci, cărbuni. Semințe, dar nu îi las tot, pentru că am nevoie și eu de fermă. Îi las 20 de semințe. Niște mâncare, 3 pentru că am nevoie și eu de mâncare, niște lemn pentru asta, pentru chest și niște lună. Perfect. Hai că eu zic că pentru 11 iarăi ne-am lăsat destul. Chiar mai mult pentru că am nevoie și eu de mâncare. Oh my god, mă rog, deci sincer, eu nu sunt genul ăla care for din chesturi, deci eu îi las, frate, la om ce trebuie, cam ce consider eu că ar fi 11 iarăi. Și na, îți vedem, ne facem buți și cască și sabie și atât. Ok, hai să vedem. Eu trebuie să fac cuși. Ah, fuck, și eu i-am lăsat. Trebuie să mai iau câteva lemn să adun din pădure, pentru că eu am adunat lemn și ghiciți ce... I l-am lăsat lui, da nu, bă, că nu-ți nesimțit, am azi, mă duc să iau ce-am lăsat, apoi mă duc și adun lemn, what the fuck, why not, nu? Why not? Why not? Ok, hai să vedem, bă, câte zile sunt, unde zice câte zile a trecut, uite, ziua 68, ma, 68 de zile, știu că în celelalte SMP în care am stat 300 de zile am stat în el, știți? Deci 300 de zile am stat, frate, în SMP. Deci 300 de zile, foarte puțin, pentru că m-am certat cu Megabomb, pentru că e un distrus. Report, please. Ai report, please. Ai, frate, nu zic genul ăla de copil oftica. Nu, frate, dar e, oricum e un tâmpit Megabomb. Adică, ne se iau niște... Asta adică, mă da afară din SMP că eu eram certat cu unul și eu aveam mai multe voturi să stau în SMP decât celălalt, decât Hero.
Și tot pe mine m-a dat afară pentru că eu nu ne simțit. Și adică el, dacă Mega Bomb ăla are server de Minecraft, nu înseamnă că trebuie să-l țină. Wow, mama, el are server de Minecraft în pui mei. Și serverul de Minecraft nici măcar nu e a lui. Adică e a lui și a lui încă unul, dar cred că l-au făcut toată treaba pe server, știi? Mă rog, nu mai bag în seamă copii de 9 ani. Ah, bă, fuck. Bă, am făcut what? Bă, de ce mi-a dat doar o ușă? Ah, ok. Bă. Ok, nu știu cum am pus eu ușa aia acolo, dar o să-mi cer să o repun. Da. Ia uite mă casa noastră, pun poză de tamel, ia stai așa. Ai, se mai aproape. Bă, nu, că nu fac așa poză, pentru că arată urât. Și cu un sendul ăsta aici. Vă vedem noi când o să mai face mai șmecheruță. Hai să facem și niște chesturi. Că avem nevoie de chesturi. 3. Ok, pe fraților, sper că v-a plăcut episodul din SMP. Bă, iar uit numele, mă, ești nebun la cap. Figurile geometrice, mă, deci sper că am luat primul episod din figurile geometrice. Eu sunt pătrat, mă, eu sunt, nu, nu că pătrățelii pătrat. Eu sunt triunghi, ok? Illuminati. Sunt triunghi, ok? Eu sunt triunghi. Bă, și de ce am un dic în nas, mă? Voi vedeți la armură că am un dic în nas. No, nu un dic în nas, am un dic în nas, am un dic în nas. Mă rog, deci sper că v-a luat episodul din SMP. Eu am fost Raul și ne vedem în episodul următor, care cred că va fi mâine sau poimâine sau niciodată, glumeam. Deci mâine sau poimâine voi posta. A, uite, nu cred că e. Ok. Deci sper că v-a lăsat. Eu am fost Raul și ne vedem în episodul următor. La revedere și. Ce mai tu vorbesc, mă? La revedere.